Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, iată ne aflăm aici la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Satu Mare, despre care noi v-am mai adus vorbire, cum se spune, v-am furnizat foarte multe informații, în special celor care sunt membrii CARP și vor în această perioadă premergătoare sărbătorilor să mai împrumute niște bani, să-și mai completeze anumite sume pentru a cumpăra lemne, pentru a-și pune termopane sau cine știe ce alte dorințe pe care doresc ei să le îndeplinească pentru familia lor. Vreau să reamintesc faptul că la această casă de ajutor reciproc din Satu Mare se pot înscrie și angajații, nu numai pensionarii, și desigur este un ajutor foarte mare, pentru că atunci când familia are nevoie de niște bani în plus, casa de ajutor reciproc a pensionarilor, dacă desigur sunteți membri în funcție de banii pe care îi aveți deja stocați în carnetul de membru, primiți un ajutor foarte important pentru familia dumneavoastră. Bine v-am regăsit, domnule președinte Lucian Marișca. Am zis noi că periodic ne întâlnim pentru a furniza informații atât membrilor CARP, cât și viitorilor potențialilor membri CARP. Așadar, în actualitate, aș dori să vă întreb dacă vă pregătiți de sărbătorile de iarnă, cu surprize, cu facilități pentru membrii CARP. Bună ziua, bine ați venit și bună ziua tuturor celor care ne privesc, sigur, cu specificația că dumneavoastră dacă sunt bani în plus. Bani în plus nu are nimeni, să știți. Noi pregătim și tot timpul anului sunt noutăți și tot timpul anului ne ocupăm și facem ajutoare nerambursabile, compensări sau, mă rog, am mai introdus și facilitate și acum nu chiar de sărbători, să nu zicem că e bun. În schimb de sărbători, adică mai bine de anul nou, vor să primească toți membrii un bonus, despre care sigur urmează să vorbim. Dar vin aici săraci că sunt necăjiți, nu că au bani în plus. Vin aici, uitați, 500 de lei, 1000 de lei pentru Moș Crăciun, pentru nepot sau pentru un termopan, cum spunea dumneavoastră, sau pentru o centrală care chiar acum s-a stricat, sigur, nu-i mult. Bani în plus, probabil că au, dar nu membrii CARP care vin aici. Nu, eu m-am referit la faptul că sunt niște bani în plus pe lângă cei care îi au acasă și doresc să-și îndeplinească anumite dorințe. De exemplu, vor să-și cumpere un termopan sau vor să-și cumpere lemne, au, să zicem, 500 de lei și mai împrumută 500 de lei, completează plus față de ce au ei. La asta m-am referit, ca să-și poată îndeplini dorința lor. Știți? Asta este ideea. Asta a fost ideea. Este o completare, într-adevăr, ca să... Da, să precizăm lucrul ăsta, da. Ca să poată, pe lângă pensie, este o completare, sigur că dacă să poată să... Sau pe lângă salariul, că n-ajung banii și trebuie plătiți și cum... Bine a spus și dumneavoastră, este completare, iar românul nostru, sau în general, mentalitatea românului mai de mult, eu știu că i-a auzit și acum, zice, domnule, eu plătesc să nu rămân dator pe sărbători, pe anul nou. Deci oamenii de obicei, până își achită tot, nu rămân dator față de nimeni, iar aici nu poți să spui că sunt datori, pentru că aici, de fapt, sunt banii lor. Nu, e fondul lor, e bonusul care îl dăm noi și multe altele, sigur. Da, ziceam de sărbătorile de iarnă, în anii trecuți, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a pregătit diverse cadouri din partea lui Moș Nicolae sau Moș Crăciun în această perioadă. Ce acțiune ați avut sau ce preconizați să mai organizați în zilele premergătoare Crăciunului? În anii trecuți, sigur că da, puteam să facem cadouri chiar și în alimente, dar la un moment dat s-au interzis. Acum, sigur, în ultimii 2 ani și cu necazul ăsta pe între globul pământesc și cu pandemia asta, nu prea am făcut decât la persoane cu o stare material foarte precară. Ajutoare nerambursabile am făcut în bani. Deci am făcut săptămâna trecută și săptămâna asta o
să mai facem, cum am spus, acum când vine inventarul din 1 până în 17 ianuarie, o să vedem cât bonus putem acorda. Anul trecut am acordat un bonus pentru fondul existent aici de 2%. Acum s-ar putea să fie mai mult în funcție de cum terminăm noi situația, pentru că acum nu putem ști. Aici primesc toți membrii CARP, nu facem diferență niciunul, numai că sigur un pic suma diferă de la un membru la altul, pentru că are numai 2-3 mii de lei fond, altul are 10 mii, 15 mii, deci eu vorbesc în bani, noi nu mai vorbesc în milioane. Dar putem vorbi și milioane, dar aici în birou se vorbește și milioane, pentru că nici acum nu se înțeleg, chiar și astăzi am avut un exemplu, 2000 de lei și avea un fond de vreo 4000 de lei, 20 de milioane. O zis 20 de mii, nici nu mi-au zis 20 de mii, 20 de mii, dar pe urmă au rectificat 20 de mii, milioane de lei vechi. N-a venit atunci ca să știu ce scriu, că 20 de mii, sigur că da, este mult, dar sunt care au 35 de mii și s-ar putea totodată la facilități de anul viitor să mărim fondul, adică quantumul împrumutului de la 35 de mii la poate 40-50, după cum știți, odată dobânda a fost micșorată și să prelungim numărul de luni, acum este de la o lună la 3 ani, adică de la o lună la 36 de luni, dar facilitatea cea mai nouă care am introdus-o acum 3-4 luni, de care mai puțin știe lumea, adică membrii CARP, este faptul că dacă se ridică un împrumut până la fondul existent sau sub fond, atunci dobânda este micșorată cu 2%, pentru că sunt banii dumnealor cei drept, nici nu putem, și pentru că nu solicită mai mult decât are fond aici, atunci sigur că dobânda e foarte mică. Oricum, primind bonus la sfârșit de an, deci vreau să vă explic că noi, și am spus-o de atâtea ori, noi nu suntem în sistem bancar, noi suntem o asociație a pensionarilor, non-profit și non-guvernamentală. Din moment ce cuvântul spune non-profit, înseamnă că noi nu facem profit și de-aia ne permitem și la sfârșitul anului să le dăm un bonus. Bine, ei percep bonusul în formă de dobândă, nu știu ce, deci încă nu se știe. Dividende, bonus, asta, aia, nu știu, e greu. Și mă bucur că în liceu am înțeles acum se va introduce un pic de educație financiară și juridică. Ar fi foarte bine că dacă o să vorbim numai în termeni economici și juridici, nu o să ne înțeleagă nimeni nimic. Asta, eu știu câte explicații trebuie să dai aici câteodată. Da, oricum, dobânda, ca să ne exprimăm totuși în termeni bancari, da, luată aici este mult mai mică în comparație cu ce există pe piață sau care ar fi realitatea până la urmă. Dobânda este foarte mică. Acum v-am spus de ultima facilitate. Deci avem dobândă zero. Zero, ce înseamnă zero pentru noi sau pentru membrii CARP? Exact ajutorul ăla nerambursabil, ca și un ajutor nerambursabil. Ajutorul nerambursabil practic se face cu o anchetă din partea noastră, cu o cerere, cu documentare, cu cupon de pensie care lasă aici, vedem, cu vizită acasă la om să vedem cine este și nu ce am făcut. Dar împrumutul mic, acum ajutoarele rambursabile și noi putem să le dăm o dată sau cel mult de două ori pe an pentru un singur membru. Așa spune legea noastră. Dacă omul acela mai solicită încă 200-300 de lei, atunci suntem obligați să-i facem contractul ăla de împrumut, dar dobândă zero. Deci așa să fie înțeles. Există un plafon pentru dobânda zero. Da, bineînțeles, 300 de lei, v-am zis. Asta e ca și cum... Deci ăla într-adevăr este necăjit și n-are ce face dacă numai 300 de lei trebuie. Și nu 300 de lei, nu ia oricine. Am avut ieri un caz cu 600 de lei, cu 70 de lei, numai pentru nepoți, pentru Moș Crăciun. Sau cum a fost înainte de Moș Nicolae. Ce frumos, da. Da, și nu i-a trebuit mai mult, deja am avut bani. Acum, mai înainte v-am spus că am avut
chestia că nu știa că 2000, 20 de milioane, 20.000 de lei și avea fond de 4.000 și 5, în sfârșit. Și atunci, pe urmă, vine dobândă de 9%, este exact dobânda care, de care v-am spus, ultima facilitate, care ridică un împrumut până la fond sau sub limita fondului pe care îl are. Dobândă și, pe urmă, dobândă 10. Deci sunt trei dobânzi care le folosim noi. Dar trebuie înțeles că noi nu folosim prorata temporis cum, ca sistemul bancar. Nu mă interesează care e ala, dar văd toate sistemele bancare. Noi folosim data pe număr de luni. Adică noi zicem că pe an e atâta, dar de fapt noi o socotim pe număr de luni. Deci eu nu-ți iau dobânda pe un an de zile dacă tu îmi spui numai că iei pe 5 luni sau pe 6 luni. Sau pot să vă dau un exemplu concret acum ca să vă înțeleg, să fiu bineînțeles. Are fond 1.500 de lei sau 2.000 și îi trebuie numai 1.000 de lei, de 10 milioane, cum știu ei, pe 10 luni. Dobânda până acum a fost 84 de lei, acum o să fie, pentru că e sub limita fondului pe care îl are, minus 2%, 2%, va fi undeva 68 de lei, maximum 70 și la sfârșitul anului, în loc de ăștia, mai primește încă un 2% sau 3%. Nu știu cât o să fie acum, asta rămâne de văzut. Da, sunt foarte mulți membri care, așa cum a spus dumneavoastră, au un fond de 2.000 de lei, 3.000 de lei. Ați vorbit de suma maximă pe care un membru o poate împrumuta, de 3.500, urmând 35.000, pardon, și urmează de anul viitor să crească poate la 40.000, 45.000. Da, pentru că sunt... Și vreau să vă întreb aici dacă un membru CARP cu un fond consistent, așa cum am vorbit, dorește 35.000 de lei. Da. Câți bani primește el în mână în momentul în care vine să solicite? Deci foarte bine a spus întrebarea, pentru că noi trebuie să avem, și asta a mai fost o facilitate anul ăsta, am redus fondul social al lui de la 40% la 30%. Deci nu mai trebuie să aibă un fond la primul împrumut de 40%, numai de 30%, ca să rămână omul cu bani. Asta este încă o facilitate. 30% din 35.000 se poate socoti că e 13.000, oricine, 12.000, oricine poate socoti plus minus. Deci merge acasă cu 25, dacă 20. Nu are fondul. Normal, ar trebui să-i obligăm să-și depună fondul. Dar nu îi obligăm să, alte carpuri din țară îi obligă să-și depună fondul. Nu putem să-l obligăm să-și depună fondul, că dacă ar avea bani, omul n-ar veni să ne ceară de aici, mă înțelegeți? Și atunci am luat o treacă, explicăm frumos, domnule, neta vrei 5.000 de lei, pentru 5.000 de lei trebuie să ai 1.800 de lei fond, 30%. Plus minus, eu vă spun, nu vă socotesc la, sunt aici calculatoare care se socotesc exact la leu, dar eu vă spun plus minus așa. Dacă tu trebuie să ai, ăsta e primul împrumut, pentru că acum te-ai înscris și n-ai fond, dar nu te oblig să depui ăștia 1.800 de lei, sunt banii tăi, la care ți se va adăuga bonusul care îl dăm la sfârșit de an. Cu atâta la primul împrumut iei mai puțin, dar când mai vii încă o dată și mai scoți, pe urmă, dacă te ții de treabă, pe urmă, sigur că da, ăștia 800, 1.800 rămân, iei 5.000 pe 10 luni sau pe un an de zile, uitați că vă spun, dobânda este fix, nici mai mult, nici mai puțin, 45, 9 de lei, 500 cel mult. Da. Deci atunci rămâne omul cu bani, sigur. Domnul președinte, de ce nu primește omul în mână 35.000 de lei și să plătească după aia timp de 3 ani sau 2 ani în fiecare lună cota parte, adică el să se poată baza pe 35.000 de lei. De ce să îi fie reținut dinainte suma respectivă? Că atunci că... poate el cum pot să înțeleagă o chestiune asta? Deci, dacă el ia 35.000 și păi, vine împărțit la 36.000 de lei. Văd că dumneavoastră nu m-ați înțeles. Vă întreb eu pe dumneavoastră. Eu întreb. Că omul se întreabă, băi frate, da, de ce nu primesc 35.000 de lei și eu în fiecare lună, timp de 3 ani, plătesc cota parte până să-i pun cu dobândă, cu rata lunară,
ceva în genul care se întâmplă la bancă, ca să facem ceva. Aia, vedeți, mai înainte, asta nu ați înțeles asta dumneavoastră, sau nici dumneavoastră nu ați înțeles când am spus că eu nu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, numai eu întreb. Dar tot așa au auzit și ceilalți atunci că nu suntem în sistem bancar. Asta vreau să precizați. Da, eu am precizat. Bun, și data trecută. Bun, am luat exemplu concret, știți? Și nu folosim prorata temporis. Și asta este legea 540, legea carpurilor din 2000. Asta vreau să... Eu am înțeles ce a spus. Dumneavoastră să precizați. Da, eu am precizat și știu... Ba, acum am luat exemplu concret. Exemplu concret am spus. Da, exact. Exemplu concret la 5.000 de lei. Nu. Cine asta dorește, nu-l oprește nimeni, noi nu obligăm pe nimeni. Asta este benevolă. Da. Nu-mi profit nou cum vrem, dar și benevolă. Am luat facilitatea, adică am făcut facilitatea să înscriem și tineri, pentru că încă n-au câștigat, n-au cum își face, dar gândiți-vă că dacă vine mama, tată, fică, ginere, 4 carnete, ori 35.000, să plătiți câți bani s-o dată. Da. Și cum pot construi... Foarte importante precizările astea, și știți? Cum pot construi din... Că, domnule, să știe omul din capul locului. Bă, tată, vin împrumut 35.000 de lei, dar mă duc cu... Și atunci el vizează suma cu care merge acasă, pe care el o poate folosi. Or, este foarte important să este foarte precizăm important acest bine, lucru. Și bine știți? Că ați spus, uitați. Eu zice, bă, primesc 35.000, mă duc. Păi și când un vine... Un regulament de funcționare da. Care îl primește în mână la înscriere. Da. Un contract care se primește în dublu, se întocmește în dublu exemplar și câte o filă din fiecare contract primește mână, unde scrie tot. Doar trebuie citite sau exact. Trebuie să uita, dar trebuie citite. Asta este foarte important, să știe omul regulile de la început. Eu pentru prevenire, pentru precizări am insistat. Da. Pentru prevenire și pentru asta, noi și dacă... foarte bine a spus, bă, noi nu suntem bancă, nu. Să fie, domnule, rată lunară, dobândă, ce știu, ori, cum îi spune, tot felul de coeficienți de corecție și așa nu, mai... Noi nu avem Euribor și așa mai departe. Nu avem comisioane de niciun fel, asta este foarte bine. Altă precizare, dar nu? Este foarte bine că nu avem nici comisiune de niciun fel. Corect. Avem o penalizare la expirarea termenului. Dar și în contractul de împrumut și în ăsta scrie exact la cât îți vine penalizare de 5%, la câte luni, nu știu, adică nu zici o lună nimic, nu zici două, nu zici trei, că bă, stai puțin. Păi banca în următoarea zi te execută, în următoarea zi ai penalizare la 1% din suma restantă. Iată, o altă precizare importantă. Noi nu facem de asta. Sunt cei mai mulți sunt corecți dintre ei și vin și ne spune, domnule, nu pot luna asta pot, nu zicem nimic, iertăm, mai tăcem, nu suntem. Dar mai sunt și restanțieri, mai sunt și orice pădure are și uscături. Știi? Dar când vine cu carnetul ăsta și scrie el, este carnetul de membru, este oglinda omului de aici. Eu când l-am deschis, sau colegele mele când l-au deschis, automat se vede oglinda aici. Automat se poate compara cu calculatorul. Cât e fondul, dacă are restanțe, cât o întârziați, da. Dacă o întârziați, păi se vede aici când au restanțe, că noi înscrisurile oricum sunt. Și dacă e așa, pe urmă, a doua oară, nu mai ridic un împrumut așa ușor. Altfel, în 5 minute ia banii și pleacă. Dar altfel, după aia, dacă au ajuns la executor și nu știu. Și chestia că până acum am avut facilitatea că noi facem o adresă la CJP-ul, doar de Ministerul Muncii aparținem și așa, cu o simplă adresă, îi se reținea din pensie exact cât trebuia să plătească ei. Sau au fost care și-au dat acordul scris, care a fost din marginea județului sau de undeva. Da, domnule, uite, eu sunt de acord să-mi reține din pensie, că să nu vin în fiecare lună la... Bine, acum... Am luat o teoria că se poate plăti prin mandat poștal acolo unde există oficiu poștal sau se poate transmite și online. Dar care bătrân îmi poate mie transmite online? Hai să fim serioși. Până acolo mai... Așa că are o copii lângă el și nu știu, dar mulți sunt singuri, fără copii lângă ei. Cine să mai transmite online? Așa este... prin mandat poștal mai transmit. E foarte important ca omul să-și facă, nu, calcule din timp. De exemplu,
dacă vizează o sumă de care are nevoie, cu care pleacă de la CARP, atunci el trebuie să știe care este împrumutul, da, maxim, adică maxim, cel care se încadrează, că dacă e la el îi trebuie 2000 de lei, da? Da? El trebuie să știe cât trebuie să solicite împrumutul, dacă are fond, ca da, să meargă acasă cu 2000 de lei. Dacă se uită pe tabele acolo. Se uită pe tabele și își calculează. Deci, acolo, da, acolo, de la 1000 de lei până la 35.000 de lei, din sută în sută de lei pe număr de luni. Există acolo, la fișier. Nu mai trebuie să se uite. Dacă nu o citit aici, trebuie să se uite. Dacă nici așa nu-i lămurit, nicio problemă. Noi îl consiliem, adică la modă consiliat. Nu, domnule, explicăm. Dar trebuie să le explicăm la unii băbești, adică trebuie să urcăm și să coborâm la nivelul la care înțelege omul. Pentru că, în special, de-aia am zis că mă bucur că introduc un pic de educație financiară și juridică. Nu toată lumea știe dacă încă după atâți ani nu facem diferență între sută și milion, vă dați seama. Păi s-a impregnat foarte bine mintea oamenilor milioanele de atunci. Păi dacă românul când zice că are milioane, zice, dumă, ce bogat sunt, dar nu e adevărat. Dar dacă poporul ar fi bogat și țara ar fi bogată, așa se spune că dacă poporul e bogat și țara e bogată. Și bine ar fi să fie așa, dar... Vă întreb dacă afluența înscrierilor din partea angajaților a fost una benefică în anul care se încheie, dacă s-au făcut înscrieri, s-au înscris angajați, au aflat de această oportunitate mult mai facilă în comparație cu un împrumut bancar. Au aflat și sigur au venit și vin și acum avem câteva sute bune sau 1000, nu știu, să văd acum la inventar cât sunt salariați, dar chestia este că și salariați exact ca și pensionarii zice, bă, n-au avut nevoie până acum, așa acum când are nevoie nu mai are unde merge. Într-o zi chiar și glumeam cu cineva aici în birou, că vine că îi trebuie de alut. Astăzi îi trebuie 19.000 de lei, 20.000. Ce ziceam? Și atunci da, el trebuie să-și facă niște calcule. Și până acum de ce nu? Bine, am făcut calcule, ce i-am explicat, bine, giran și așa mai departe, fondul, ca să rămână omul cu 19.000, bine, i-a trebuit da, 30. Dacă are fond mare, nu mai trebuie giran, nu? Asta da, e o altă facilitate păi extrem de importantă, da. Da, și atunci, da, s-a bucur, zic, numai acum v-ați adus amintea. Că n-am știut până acum, nu e adevărat, domnule, acum ați avut nevoie de bani, zice că n-au dreptul, zice că așa e, acum, deja va oricum, după atâți ani, și am cam mult. Dar, și zice, numai atunci e omul când își aduce aminte, adică când are nevoie de bani, trebuie să vină și mai repede, pe oricum sunt banii lui și oricum aici au o grămadă de facilități, pe lângă faptul că nu se mai discută, primul este ajutorul de deces, pe lângă fondul existent, bonusul care îl dăm, restul facilităților. Vă dați seama că e mult, deja. Adică să vorbim de noile facilități, despre care n-am mai discutat în alte emisiuni. Noile facilități, am zis, cine am promis. Chiar dacă le repetăm, domnul președinte. Chiar dacă le repetăm, eu nu zic. Repetiția e mama învățării. Am, de exemplu, membri care au depozit aici de 15.000 de lei, de 20.000 de lei și n-au scos împrumut niciodată. Ei se bucură că la sfârșit de an, fără comision, fără nimic, dacă primesc un 3%, 3 ori 2, 6, ala are 6 de lei din start într-un an de zile câștig. La bancă, dacă îi pune 20.000, dar nu poate mai aduce de acasă. Dar nu vreau să mă leg de sistemul bancar. Da, nu vorbim despre, da. Nu vreau să vorbesc despre sistemul bancar. Că n-am, da, nu, nu fac. Eu n-am nimic. Sau iau un împrumut de 15.000 de lei. Îl ia pe 15 luni. Toată dobânda e vreo 1.000 pișoa de lei. Trebuie să mă uit și eu pe tabel sau să mă... Unde mai găsește? Cine îi mai dă banii ăștia împrumut pentru a restitui în plus 1.000 sau 1.000 și de lei? Nimeni. Asta garantat o pot spune oricând și oriunde. Ei, sigur că da. Acum dacă vă spun compensările la bilete, tratament, la proteze, la spitalizare, la
stomatologie, la... Da, vedeți că despre asta n-am vorbit. Păi da, asta să știu că le-am spus în anii trecuți. Da, le știți dumneavoastră și le-am spus lor, dar eu vorbesc și... de viitorii membri sau care a, da, și viitorii membri. Să știe, sigur. Da, domnule, ce facilități sunt. Da, să știți dumneavoastră că viitorii membri cam află de la membrii mai vechi de aici și care cam știu asta. E, nu știu, uite, detaliile totuși până la urmă. Singurul lucru care îmi pare rău că... Și încă, și din ăștia, mă iertați că intervin, angajați, da. Și care au experiență. Cred că dumneavoastră ați avut posibilitatea să întâlniți astfel de cazuri încât ați explicat în tot fel, în tot felul ca să se înțeleagă. Da. Mai ales când vine prima dată aici la dumneavoastră și domnule, vreau să mă înscriu, să fiu membru CARP. Dar aia cum este, domnul președinte? Mai ales dacă e și prieten cu dumneavoastră. Bă, domnul Lucian, spune-mi aia cum e. Pentru că sunt foarte multe lucruri dumneavoastră, le stăpâniți foarte bine. Și deci, membrii mai bătrâni, vechi înscriși în CARP, nu? Dar cel care vine, nu, bă, dar ea mai zice, mai acum e, cealaltă cum e, cum pot, ce pot să fac? Chiar le explicăm, nu-i problemă, da. Dar îmi pare rău de membrii CARP ăia cu vechime de 15-20 de ani, că vin și se retrag. Domnule, și au un fond de... Am depinde, ei s-au slujit de... Dacă de 15-20 de ani sunt am și de 30 de ani membri, vă dați seama că s-a slujit un pic de casa asta. Nu, asta e problema. Problema e că se retrag. La vechimea lor deja pierde la 1200 de lei în sus, 12 milioane, să zicem, să înțeleagă. Că nu interesează că mor în gropa. Dați eu. De ce? Că o să spun și că la numai... familie rămâne ajutorul de mormântare, nu la cel care moare, știi? Mai, că nu e la care muri după ajutor. Cei mai deranjant, dacă copții o să mă retrag. Stai, domnule, dar n-am înțeles, pe dumneata te coordonează copiii sau dumneata vrei să lași ceva la copii. Și până la urmă care înțelege, care nu înțelege. Au fost care înțelege și s-a întors și a plecat înapoi. Pentru că gândiți, bă, și le explic frumos, gândește, ai pensie de 900 de lei. Sunt care au numai 900. Bine, aia cu 800 nu vorbesc, că e indemnizație. 900 de lei plătești pe an 11 lei. Plătești 100, care erau punctul de preț. Plătești, da, plătești pe an 122 de lei toată cotizația. Cotizația e 1%, repetăm dacă vreți și pe asta, dacă lumea să știe, da. E 1% din pensie sau 1% din salar, dacă e. Salariat. Din brut sau net la salariu? Bine, adeverința pe care o primesc acolo, că ei scriu brutul sau scriu netul, de obicei să scrie brutul. Dar, oricum sunt banii lui, domnule, la care se adaugă și cu cât cu, sunt care își fac ei singur fund. Nu țin cont de 1%. Sunt care plătesc 50 de lei, 100 de lei. Deci mai mult poate să plătească. Mai puțin nu poate, mai puțin nu putem accepta, pentru că legea așa spune. 1% din pensie sau 1% din salariu. Simplu. Dar dacă omul vrea să-și facă fond, și sunt care vor să-și facă fond, și au venit mulți, v-am zis, care preferă să-i depună bani aici, pentru că v-am explicat cum e cu cei 20.000 înainte și cum e cu dobânda, adică bonusul nostru. Dacă... De 3%. Acum, eu am spus un exemplu, nu știu cât va fi. O să văd. Și bine, a zis, până 3 ori 2 e 6, așa? Da. Anul trecut a fost... Anul trecut a fost 20.000, da. Dar el nu e obligat să depună bani tăți odată. Plătește cotizația lunar, banii ăștia îi se strâng într-un an de zile. Zic un exemplu. Se strâng într-un an de zile. Și la sfârșit de an primește bonusul exact așa cum ar fi depus banii la început de an. Ar fi multe de explicat Și să vă spun într-o chestie de asta ca să vezi unde câștigi și unde pierzi, știi? Sunt multe. Și dacă stai un pic bine și te gândești, da, într-o altă instituție bancară, să zicem, îi depui la începutul anului și abia anul viitor o să prindă. Aici pui cu țărit apărând. Luna asta atâta, luna viitoare atâta și tot așa ne ia până... Bum! Se acceptă și la noi plata cotizației anticipat, trimestrial, semestrial, chiar și anual anticipat. Legea spune că după 3 ani de zile putem să-i scoatem pe membrii neactivi. Putem să-i scoatem din evidență și dacă au vreun ban aici, rămâne că a venit al casei.
Noi nu facem asta niciodată, pentru că la 3 luni le trimitem o somație și le explicăm, mă, frate meu, uite care e problema. Ori plătești mai departe, am acceptat să plătească retroactiv un an sau doi, până la 3 ani, exact cum scrie legea, că altfel putem să-i excludem din rândul membrilor și pierdeau tot. Nu suntem de ea, că omul și așa-i năcăjit, vă dați seama, că nu vine aici, că e ce, foarte bucur. Ce vreau să nu mai întreb? Ați dat de exemplu de referință 20.000 de lei cu bonusul aferent. Da. Omul la sfârșit de an poate să-și ridice bonusul separat sau bonusul intră rămâne în continuare în fond? Deci intră el nu poate, nu are acces la acest bonus. Are acces dacă dorește, dar nu indicat pentru ce să, dacă el ridică anul viitor. Nu mai are, nu îi mai crește bonusul așa mult cum i-ar crește că îl lasă în fond acolo. Îi rămâne, intră în fondul lui. Deci nu merită. Vreau să faceți și precizarea asta să știe eu, da. Că domnule nu e ca la bancă, mergi și vrei să-ți ridici dobânda aia, cum era altă dată, că acum nu prea nu mai mergi după dobândă, știi? Da. Da, deci care sunt perspectivele pentru viitorul an? Ce aveți gând împreună pentru cu colegii din Consiliul de Administrație? Bineînțeles. În comparație cu alte carpuri din țară, că poate mai comunicați și deci, cu omologii dumneavoastră. Bineînțeles că comunicăm, dar cel mai mult analizele le fac cu colegii mei. De aici. De aici, sigur că da, și în fața Consiliului prezentăm problemele unde ne lovim, pentru că și colegele mele, și contabilul șef și toți, noi suntem cei care muncim aici, ne lovim zilnic de probleme și știm cu ce ne confruntăm realitățile și cu ce ne confruntăm. În funcție de asta noi propunem. Uitați, de exemplu, de 1 octombrie am vrut să facem pentru persoane vârstnice, pentru membrii CARP, normal pentru că o ziua internațională a lor, am vrut să facem o întrunire, așa cum am făcut noi de Revelion și nu știu ce, am început să înscriu și nu ce, am discutat chiar și la local, adică restaurant, mai bine zis. Da. Și până la urmă zice, da, zice, domnule, eu nu răspund dacă vii și faci, nu știu, eu te primez, dar eu nu răspund că nu ne dă voie. Pe urmă atunci intră și șeful de unitate la amendează sau la închide, la noi cine știe ce se poate întâmpla încă. Acum, dacă asta e situația, nu avem nicio. Se infectează unul, doi. Eu chiar am fost, da, chiar am fost. Intră toți în carantină. Am fost întrebat și zilele astea dacă nu facem. Ei, dacă în ianuarie se va putea, am să fac revelionul carpului. Am mai făcut noi și mă întreabă lumea așa cum a șeful, dar nu mai facem. Eu aș face, credeți-mă. Eu vreau să o fac. Dar sunt dacă restricțiile, iată așa. Restricțiile, sigur, da. S-au prelungit o lună. Dacă îl fac, da. Dacă îl fac de alertă, ca să zic. Da, dacă îl fac pentru membrii CARP, îl fac gratuit. Pentru membrii CARP. Nu mă interesează cât să înscriu, cât vin, nu știu. Și cum am mai făcut noi, cu tombolă și așa frumos, de seara până dimineața, normal. Omul se simte bine, se poate discuta, socializa, cum e la modă să spunem noi, acuma, da. În loc să zicem că, bă, stăm la povești un pic la masă. Socializăm, zicem, da. Noi socializăm, că acum ați sucute, Doamne, știi cum e? Asta e, dar... Sucute, Doamne, da, dar nu. Parcă noi mai de mult nu ziceam, hai, bă, sau era vorba noastră, stăm la un par de vorbe. Da, un par de vorbe, da. Dar, în sfârșit, acum, da, se bucură când se întâlnesc toți, se bucură că stau de vorbă, se bucură că mai dansează un pic. Sigur, acum, te duci și le pui tu la bătrâni, hâța-fâța, rock and roll, nu știu ce, nu știu cum. Normal, domnule. Le pui un romanț acolo, un vals. Romanț, un vals, un tango, ce le place. Nu... în sfârșit, sunt multe, sunt. Acum, să sperăm că vom face și... Facilitatea, cum am zis mai înainte, probabil că vom mări quantumul la împrumut și probabil că dacă dă bunul Dumnezeu și vedem că stăm mai bine, s-ar putea să mai umblăm un pic la dobândă, să mai micșorăm pe aici pe acolo, dar nu știu cum o să fie, pentru că împrumuturile față de acuz 2 ani, unde aveam la 4.500 de împrumuturi pe an, au scăzut cam cu 700 și problema nu este chiar asta. Problema este că am avut foarte multe decese.
Uitați, de exemplu, luna trecută am avut 38 de decese. Acum, că n-or fi fost toate din cauza pandemiei COVID-ului, să o spunem pe aia dreaptă, că or fi fost și pentru a ce au fost bătrâni, sigur, am avut bătrâni și de 92 de ani, asta e adevărat. Dar acum generațiile de pensionare alea vechi s-au cam dus. Acum sunt astea noi generații de pensionari tineri, relativ tineri, când ai ajuns pensionar ca și mie, nu mai poți zice că ești tânăr, știi? Da, dar nu asta e problema. Problema, exact cum vă spuneam, relativ tineri, ieșit proaspăt la pensie, vreau să spun. Exact care v-am spus înainte, cu mamă, tată, fică, ginere, sau mamă, tată, socru, socră și nu știu ce, patru carnete odată, ori 35.000, 100 și la rămâne cu vreo 120 în mână, 115, ei plătesc în cent, dar din 115, uitați că 50.000 de euro, imediat faci, dacă te gândești un pic economic, numai să gândești, imediat îți dai seama avantajul și imediat îți dai seama cât de ușor poți să faci în crovară, de exemplu, dacă construiești, cât ar trebui să faci, cât ai putea tu faci, cât o să poți face numai de aici încolo 10 ani de zile dacă nu te slujești de asta. S-a slujit odată și stă liniștit. Da, și-a făcut o investiție. Bineînțeles. Ce le transmiteți răuplatnicilor, cred că aveți și... Păi am spus mai înainte că mai avem și când... Care sunt amenzile, ca să spunem așa, în ghilimele. Nu sunt amenzile pentru că... Penalitățile, da. Numai puțin. Sunt nu sinonime. Sunt, da. Se știe că după noul cod fiscal și după noul cod de procedură civilă, n-ai voie să faci nicio reținere din niciun venit decât cu titlul executoriu. Asta înseamnă executor, proces, executor și așa mai. Noi trimitem o somație. Dacă omul nu se prezintă, eu nu mai am ce face, trebuie să-l acționez în judecată. Adică avem juristul care se ocupă de hârtii, face demersurile pentru executor și se trezește la executor unde trebuie să plătească un proces la tribunal, că îl câștigă oricum, că doar sunt hârtiile unde o semna, cu comisiunea executorului și cu penalizarea noastră și cu împrumutul rambursat integral. Nu-i bine. Mai bine dacă vine, cum am zis, că sunt foarte mulți corecți, cum am spus mai înainte, vin și ne spun, e mult mai elegant și mult mai... Chiar dacă nu termina de plătit și mai are de anulat și măsura că s-au cam obișnuit, că domnule, n-am terminat de plătit, dar vin și fac un nou împrumut și nu intră la penalizare. Dar acum am zis că până nu ajung la măcar la jumătatea împrumutului, să nu mai vină să ceară că noi că nu renoim un împrumut. Deci nu acordăm un nou împrumut, să fiu bineînțeles, și să scădem datoria și are și dobânda și restul de bani îi primește. Știu foarte mulți chestia asta, nu asta e problema. Dar pe cât posibil îi rog frumos să vină lunar, nu poate, o fost care a zis că luna asta nu pot 500 cât trebuia să plătească, numai 3. Dar o să pun la viitoare mai mult cu 200. Nici asta nu este o problemă pentru noi, că nu, am spus, noi nu suntem non-profit, noi nu facem profit. Dar dacă ei ar fi corectăți la sfârșit de an, bonusul ar putea fi mai mare. Deci legăturile între bani așa ar trebui să circule, de-aia zic că ar trebui să cunoaștem cam multă economie un pic, dar nu chiar multă, nu la nivel înalt să zicem, la nivel de ministru sau, dar se poate cunoaște și la nivel de ministru, că doar dacă ai făcut și nu acest, sau dacă ai trecut pe lângă orice școală, pe lângă ușa oricărui școală sau facultate, orice, tot ai învățat, numai de ai trecut pe lângă ușă, știi? Așa am eu obiceiul să spun, dar se poate explica și se poate spune, deci nu e problemă, dar dacă stai și te gândești de la ăia, de la un ban, ăia care îi coale pe masă și până la 10.000 poți ajunge încet, mă, trebuie să te gândești cum trebuie să circule. Și atunci, în mod sigur, se ajunge. De asta e bine ca să fie cât mai... De câte ori le spun, domnule, mai ușor să plătești 200-300 de lei într-o lună decât să vii la sfârșitul perioadei să arunci acolo 3.000, 5.000 dintr-o dată, domnule, nu-i mai greu.
Că n-ai de unde nici atunci, că dacă n-ai avut în perioada în care s-a desfășurat, pe perioada când s-a desfășurat contractul, de unde să ai la sfârșit atâția? Nu ai. Mai bine încet și vii, așa e cel mai bine. Pentru facilitățile de anul viitor, am spus, probabil că astea le vom face, răi platnici, nu am ce face, deci efectiv nu ne dă voie codul civil și codul de procedură civilă, codul fiscal și codul de procedură civilă, pentru că am spus mai înainte că făceam o adresă la CJP și au fost care au fost de acord să rețină și din pensie și au fost mult mai simplu. Și nu au pierdut pensionarul. Vă referiți la Casa Județeană de Pensii, da? Da. Păi da, oricum de ei aparține metodologii. Nu s-a reglementat încă această... Nu s-a reglementat, că nu dă bătă. Păi nu s-a reglementat că nu vreau executori, nu vreau sistemul juridic, pentru că atunci ei pierd. Ei pierd, nu mai au proces, executorul nu mai execută, nu mai e comision. Simplu, nu? Da, dar mai fi pentru pensionar mult mai bine. Pentru pensionar, sigur că ar fi... Pensie, dar bineînțeles, mai mers cu executorul. De-aia zic, deci asta vreau să mă... În proces, da. Asta vreau să mă înțeleagă toți, că efectiv un nu e mai de poprire, nu? E poprire, da. Da, dacă ai ajuns la poprire, merge până la sechestru pe casă, pe televizor, pe mașină. Și am avut cazuri pe mașină, sechestru. Și n-ai ce face. Am avut cazuri. Pe când... Dar am fost la... Doamna director era atunci la CJP-ul, când a venit ordinul ăsta la ministru și nici domnul juriz de aici nu-l luta. Hai, domnule, la mica înțelegere, i-am arătat, nu, ce schimb codul de procedură civilă. Hai, domnule, nu, pentru că... Dar de ce? Pentru că e muncă plus. Dar nu era nicio muncă în plus, că era un stimulent. Era simplu, domnule, ca bună ziua. Același lucru fac și acum și rețin din pensie, dar acum cu titlul executoriu. Și atunci pierde bietul pensionar. Eu asta n-am vrut să piardă pensionarul. Și așa pierde. Da, îmi pare foarte rău. Asta trebuie să mă înțeleagă că nu că n-ar fi bunăvoință din partea noastră. Din partea noastră este bunăvoință. Dar efectiv legea nu-mi dă voie. Domnule președinte Lucian Marișca, mai avem câteva minute din această emisiune. O să mă rog în final să pregătiți în memorie așa și un mesaj tuturor membrilor CAR. Vreau să vă întreb ce se întâmplă, dacă tot ați vorbit de perioada contractuală de plată, ca să spunem așa, nu a lunară a ajutorului primit de membrii CARB. Ce se întâmplă totuși dacă omul nu reușește și mai rămâne 5.000 de lei sau 2.000 de lei? Se poate face, cum zicem noi în termeni bancari, refinanțare, adică suma poate fi cuprinsă într-un alt contract, suma rămasă? Am zis mai înainte, nu știu cine nu înțeleg, cine nu înțeleg, dar spun acum. Da. Deci, pe scurt, nu există refinanțare. Există acordarea unui nou împrumut minus restanța care o are din împrumutul anterior, care nu a reușit să-l ducă până la capăt. Un fel de a spune refinanțare, mă înțelegeți? Un fel de a spune refinanțare. Da. Deci am 5.000 de lei împrumut. Da, să zicem. Da. Pe 10 luni de zile. Și la sfârșitul perioadei contractuale... Eu trebuia să plătesc 500 pe lună. Odată am plătit 300, odată 4, odată 5, odată 200. Dar am ajuns la 8 luni sau am ajuns la 10 luni și mi-a mai rămas încă 1.000 de lei. Că n-am reușit. Să zicem, da. Da. Atunci, ca să nu trebuiască să decurgă hârtiile și să ajungă la executor și așa mai departe, cum am spus mai înainte, ridici un nou împrumut de 2.000, 3.000, tu știi asta, ei vin pregătiți, ei cam știu, atât ai 3.000 sau 4.000, ai 1.000 datoria. La care se adaugă datoria? O reținem, nu se adaugă, adică se reține. Da. Se reține. Deci îți dau 3.000. Din nou împrumut. Din nou împrumut, îți dau 5.000 de lei, din nou să zicem, să fim mai concreți atunci. 1.000 de lei minus, pentru că atâta restanță ai mai avut. Plus 400... 5-9 de lei sau cât am zis dobânda mai înainte, cam așa, 459. 1.459, 1.500 de lei îți reține, rămâi cu 3.500. Dar nu intri la penalizări. Asta e problema. Asta. Nu intri la penalizări și nu intri la execuție, la executare silită. De-aia este bine că omul să vină să știm. Da. Normal n-ar trebui... Comunicarea este importantă cu... Comunicarea este... Normal n-ar trebui să... îi acordăm un nou împrumut până nu termină primul împrumut. Și mai este un amănunt, domnule președinte. Da, vă rog.
mai sunt care schimbă domiciliu și uită să vă informeze. Și acele atenționări merg la adresele vechi și atunci dacă omul nu se prezintă pentru a rezolva problema, aici ce puteți problema, da problema asta s-a rezolvat. Foarte pe scurt, problema asta s-a rezolvat în ultimii 5 ani pentru faptul că mai nou se trimite recomandată pe care o plătesc ei. Deci trimitem somație recomandată. Înainte nu trimiteam recomandată tocmai ca să nu plătească ei mai mult. Acum, dacă nu se prezintă, noi trimitem recomandată, nouă ne spune acolo și știm unde să-l căutăm. E foarte simplu să-l găsim. Deci ați rezolvat problema. E rezolvat. Dar dacă nu, dacă și-o schimbat domiciliul și nu anunță, este vina lui că atunci când se prezintă, deja o să plătească de două ori cheltuielile poștale, de două ori sau de trei ori, pentru că noi am spus le trimitem recomandată și în ziua de azi nu sunt puțin. Noi invităm să adresați mesajul de sărbători membrilor CARP, potențialilor membrii CARP și, desigur, prietenilor, colaboratorilor. Da, cu specificația că, sigur că da, membrilor CARP, viitorilor membrii CARP, dar tuturor colaboratorilor și tuturor românilor de pretutindele le doresc multă, multă sănătate, pentru că de asta avem nevoie toți, nu numai pensionari, dar în special membrii CARP. Bradul de Crăciun să le aducă lumină în casă, să uite de necazuri, să fie cu zâmbetul pe buze, cum i-a avut aici, că vorbesc, zice, domnule, mă bucur că îmi vine familia acasă și acum o să fim toți la masă și nu știu, să se iubească pe unul pe celălalt, să fie bun, să se ajute, să dea Dumnezeu un an mai bun, fără și pandemie, fără necazurile astea, fără pandemie și dacă se poate, sigur că da, nivelul de trai să se ridice, să crească un pic, atunci, eu am mai spus înainte, dacă omul e bogat, e și țara bogată. Încă o dată, multă, multă sănătate, la mulți ani și un an nou fericit. Mulțumim, domnul președinte Lucian Marișca, stimați telespectatori, dragi pensionari, iată, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor vă oferă această posibilitate să vă înscrieți și, desigur, în momentele în care aveți nevoie urgentă de bani, așa cum a precizat domnul președinte, există această posibilitate ca în câteva zeci de minute să intrați în posesia unei sume de bani de care aveți nevoie urgentă în familie. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, la revedere!